Luați mâinile de pe România. Acesta este mesajul transmis de către deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu. Acesta a subliniat faptul că actualul guvern a produs adevărate dezastre sociale în România. Mesajul transmis de către deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a fost unul dur împotriva actualei guvernări, dar care reflectă perfect realitatea socială în zilele noastre. Ne-ați vândut țara, în fapt, ați predat-o la cheie străinilor, fără să vă pese de copiii noștri, de părinți, de bunicii noștri, de românii care muncesc să țină vie economia pe care voi ați tras-o în groapă. Ne-ați îndatorat pe 5 generații, fără să clipiți mulți dintre voi. Fără copii nu ne înțelegeți îngrijorarea, îmbătați de aburii puterii și orbiți de bună voastră stare materială. Vedeți salarii mari în toate buzunarele, prosperitate și trai bun. Sunteți complet rupți de realitate în care trăim noi cei mai mulți. De crescut a crescut ceva în țara asta, dar nu nivelul de trai, ci îngrijorarea și sărăcia. Prețurile la medicamente, alimente, facturile la energie și gaz, pe care de azi le vom găsi în cutia poștală. Ce faceți dumneavoastră? Vă luptați pentru bani și funcții, să vă fie rușine, a declarat deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu pe pagina sa de Facebook.